Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. De asemenea, prin telefon va fi în legătură telefonică, va fi cu noi și domnul deputat Gheorghe Simon. Bună dimineața, dacă ne auziți. Bună dimineața. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Începem cu dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan, pentru că ieri a fost această ședință a coaliției și principala întrebare care se pune este: va mai funcționa sau nu va mai funcționa această coaliție de guvernare? Atâta timp cât cele două partide sunt partide raționale, va funcționa. Eu cred că Partidul Național Liberal se gândește în primul rând la români și la stabilitatea acestei țări în fața unui context internațional extrem de complicat, cu Ucraina, cu care avem 650 de kilometri de graniță, care trece prin încercări extrem de dificile și lucrurile, din păcate, nu se stabilizează acolo, cu un Orient Mijlociu care din nou a luat foc după mult timp. Cred că șansa României este stabilitatea și noi, cu siguranță, nu vom fi cei care vom arunca coaliția în aer și cred că niciun partid responsabil nu va face acest lucru. Ne gândim, în primul rând, la măsurile economice, la sprijin pentru agricultori, inclusiv prin amânarea unor măsuri la nivel european sau chiar renegocierea politicii agricole comune, așa cum cer fermierii francezi și cei români. Deci lucrurile, inclusiv ieri în coaliție, au stat cât se poate de constructiv și am discutat despre priorități legislative, n-a fost niciun fel de scandal și nu cred că ceea ce de foarte multe ori apare în spațiu public ca fiind o sămânță de scandal sau de conflict, are legătură cu realitatea din interiorul coaliției sau cel puțin a conducerii coaliției. Da, domnule Simon, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Vedem aceste acuzații pe care le-a adus premierul Marcel Ciolacu la adresa PNL-ului, că n-a gestionat bine protestele, că n-a fost acolo alături de Partidul Social Democrat. Cum vedeți? Cum vedeți dumneavoastră? Există această coaliție, mai scârție, mai se ceartă lumea, mai se împacă lumea. Categoric nu se va rupe această coaliție, deci să fiți foarte siguri de acest lucru. Coaliția merge înainte și cu bune și cu rele. Acum, bineînțeles că există poziții deosebite. Și bineînțeles că există oameni și oameni. Cât timp a fost PNL-ul cu premier la guvern, prin Ciucă, categoric că miniștrii social-democrați, în funde cu Marcel Ciolacu, a intervenit, așa cum știți, atunci când au fost probleme energetice, au intervenit și s-au chinuit și au venit cu tot felul de soluții de plafonare a prețului. Atunci când au fost grevele din învățământ, acea perioadă destul de critică, s-a muncit zi și noapte ca această grevă să înceteze și să simt soluții efective. La fel nu pot să spun că se întâmplă astăzi când fermierii și transportatorii mai sunt în stradă. Noi cei de la PSD nu ne bucurăm încă de acela sprijin din partea PNL-ului. Este domnule Rareș Bogdan, pentru o replică. La discuțiile de la guvern, după 4 zile de proteste în stradă, vă amintiți că a fost atât domnul Nicolae Ciucă, cât și Marcel Ciolacu. De asemenea, în duminica, care a fost la 3 zile după începerea protestelor, au fost negocieri maraton la Ministerul Finanțelor, unde Marcel Boloș, după terminarea negocierilor, a ieșit cu declarații. Acum, sigur, dacă noi dețineam Ministerul Agriculturii sau Ministerul Transporturilor, probabil am fi fost mai prezenți în aceste discuții. Foarte multe dintre cererile transportatorilor sunt sau ale agricultorilor, fermierilor, sunt legate de aceste două ministere și, sigur, al treilea minister, Ministerul Finanțelor. În măsura în care suntem solicitați sau în care putem sprijini, vă asigur că PNL nu fuge de responsabilitate și nici de negocierile cu cei care protestează, nu de fericiți în stradă. Și, de asemenea, nu am fugit niciodată, dar lucrurile acestea trebuie înțelese extrem, extrem de bine. Cred că ceea ce facem noi acum, de exemplu, la Bruxelles, când negociem extrem de serios
să amânăm, practic, GAE 7 și GAE 8, adică acea problemă legată de rotația culturilor și pentru ruperea lanțului trofic pe dăunători și acel 4% terenuri lăsate necultivate pentru toți agricultorii din România să fie amânate aceste măsuri, cred că sunt chestiuni extrem de importante în care, de asemenea, cererea pe care am adresat-o încă de săptămâna trecută Comisiei pentru a veni cu o sumă suplimentară pe fondul de urgență pentru a sprijini fermierii. Cererile pe care le-am făcut de a discuta cu sistemul bancar pentru o înghețare sau amânare a ratelor pentru a nu intra în incapacitate de plată, ne arată buna credință și așa vom rămâne în continuare. Eu cred că facem ceea ce trebuie și nu ne uităm. Acum vă spun ceva, dacă guvernul este atacat, este atacat și PNL, noi facem parte din acest guvern. Suntem 50% din acest guvern și nu ne putem deroba doar pentru că nu avem un minister sau că nu avem premierul. Deci e o greșeală să se creadă... Dar asta e acuzația colegilor dumneavoastră de guvernare. Câștigă un partid dacă celălalt ar avea de suferit. Atunci când ești împreună... Da, domnule Rareș Bogdan. Mergi împreună. Tot dumneavoastră liberali i-ați propus în ședința de ieri de la guvern, ca să dăm și niște informații proaspete pentru cei care ne urmăresc, ați propus să crească pragul de impozitare de la 2.000 la 3.000 de lei, pragul de neimpozitare, pardon, pentru pensii. Deci pensiile sub 3.000 de lei să nu mai fie impozitate. Care a fost răspunsul colegilor? Nu comentez informații din interiorul coaliției, n-ar fi corect atâta timp cât am fost acolo. Nu o să vorbesc despre ce s-a discutat în interiorul coaliției, în afară de ceea ce v-am spus că s-a discutat. Ați făcut sau n-ați făcut propunerea asta? Liberalii. Dar v-am spus că nu comentez și nu confirm nimic, niciun fel de informație pe surse niciodată, deci nici acum nu am s-o fac. Vă spun doar că în România, din 4,8 milioane de pensionari, trebuie să vă gândiți că sunt așa. 1 milion, adică 980.000 de pensionari care au pensii până în 1.200 de lei, până în 240 de euro. Mai sunt încă 2,2 milioane de pensionari care au pensii până în 400 de euro, până în 2.000 de lei și încă 1 milion care au pensii până în 3.000 de lei. Adică totalul celor care au pensii până în 600 de euro, până în 3, este de 4,2 milioane dintr-un total de 4,7. Abia 560.000 de puncte pensionari din România au pensii de peste 600 de euro, de peste 3.000 de lei. Deci v-am spus, nu o să comentez oricât de multă simpatie aș avea pentru B1, pentru telespectatori și pentru dumneavoastră, domnule Vlădescu, nu o să spun niciun cuvânt despre discuțiile din interiorul coaliției. Am înțeles, dar poate un cuvânt, domnule Rareș Bogdan, pentru că sunteți europarlamentar, sunteți prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, un cuvânt despre ce fac reprezentanții Fondului Monetar Internațional pe aici, pe la noi prin țară. Se văd cu diverse ministere, se văd cu premierul, se văd cu ministrul de finanțe, se văd cu ministrul muncii acum de dimineață. Da. Și înțelegem deja, potrivit unor surse, că au făcut și niște recomandări. Și spun așa, să avem o singură cotă de TVA, asta înseamnă să crească toate celelalte cote de TVA care acum sunt la 9%, de exemplu, să ajungă la 19%, să eșalonăm acea recalculare a pensiilor, că nu ne putem permite 40% din septembrie. O scurtă opinie de la dumneavoastră și apoi să-l ascultăm și pe domnul Șimon. Da. Deci, domnul Vlădescu, România nu are acord cu femei și nici nu va avea acord cu femei. Economia României merge mult mai bine și va merge din ce în ce mai bine și veți vedea acest lucru. Deci prognozele pentru România sunt unele foarte bune. Faptul că vin niște reprezentanți a unui organism internațional și dau niște sfaturi sau fac niște recomandări sau stau de vorbă pentru a lua pulsul economiei României, nu mi se pare o chestiune rea. Și noi când mergem în Moldova sau în alte țări, putem să facem același lucru și îl facem. Asta nu înseamnă că avem vreo obligație. Deci vă asigur că așa cum arată astăzi economia României de asemenea perspectivele economiei României datorită fondurilor europene, a creșterii reale și a proiectelor pe energie și pe agricultură, nu avem și nici nu vom avea nevoie de Fondul Monetar Internațional, deci nu vă faceți niciun fel de griji. Haideți să ascultăm și opinia domnului. Suntem oameni civilizați și primim pe cei care vin cu pâine, cu sare, le dăm o cafea, un ceai și pe care le spunem drum bun. Așa cu pâine și sare, spune, iată, domnul Rareș Bogdan, că îi primim pe cei de la FMI. Domnule Gheorghe Șimon, dumneavoastră, miniștrii PSD, cum îi primesc pe reprezentanții femei în condițiile în care au fost și la finalul anului trecut, la noi în țară, au venit și acum, nici bine n-a început anul, iată, nici bine nu s-a terminat prima lună, sunt deja aici, discută la această oră cu ministra dumneavoastră, ministrul muncii de la PSD, au discutat și cu ministrul de finanțe și iată, au și propus, de exemplu, să crească TVA-ul.
este o vizită de lucru și nu există vreun pericol ca să avem nevoie de femei. Cine zice avem asta, domnule Șimon, că ne uităm pe date și nu avem bani? Creștere, ascultați-mă, avem creștere economică, suntem o țară stabilă. Nu avem nevoie astăzi de ajutor femeii, dar probabil astăzi va trebui să înduplecăm pentru viitorul apropiat pe colegii de la PNL pentru impozitarea progresivă, care ar fi o normalitate. Nu există nicio teamă că vom fi dependenți de femei. Deci vreți impozitarea progresivă sub, cu orice formă, cu orice preț? Da, ni se pare normal. Am înțeles. Dar vă lăudați cu creșterea asta economică 3,4% cât e prognozat. Credeți că ajung toți banii ăștia în condițiile în care știți necesarul de finanțare pentru pensii? Nu, e de miliarde de lei. Nu am lăudat. Ea există. Ea există în cifre reale. Atât cât este, există în cifre reale. Bun. Și de ce vin reprezentanții femei dacă tot n-avem nevoie de banii lor? Nu. Nici de cum nu avem nevoie de femei ca și un stăpân acolo. Că poți să te sfătuiești anumite privind anumiți indicatori financiari. Asta e altă poveste, dar să luăm lucrurile așa prietenește și camaraderește, nu pe impunere că vine femeii în România parte moarte. Nu, n-avem nicio treabă cu femeii. Foarte scurt, domnule Șimon, eșalonarea recalculării pensiilor este o altă propunere, o altă recomandare din partea celor de la FMI. Riscăm să nu mai crească pensiile cu 40% în septembrie, să crească cu mai puțin, să eșalonați? Nici de cum. Acum vă spuneam că FMI-ul nu este bau-bau în România și guvernul știe ce are de făcut în privința pensiilor. Se va întâmpla exact așa cum s-a propus guvernul a doua creștere, a recalcularea din septembrie. Mulțumesc, FMI nu e bau-bau, domnule Rareș Bogdan, l-ați ascultat pe colegul de guvernare. Impozit progresiv pe salariu care să ajungă la 25% din valoarea salariului. E una dintre recomandările FMI. I-ați auzit și pe colegii pesediști și ei vor impozit progresiv. Cum vedeți? Se poate sau nu se poate? Partenerii noștri de guvernare, partenerii. Nu sunt colegii noștri. Acum vedeți, noi suntem Partidul Național Liberal, dânsii sunt Partidul Social-Democrat. Chiar dacă guvernăm împreună, nu înseamnă că trebuie să fim de comun acord pe toate chestiunile. Dumneavoastră sunteți, din câte mi-amintesc, la bază jurnalist economic, sau cel puțin sigur. Așa v-am cunoscut. Așa m-ați cunoscut. Eu vă spun că ceea ce se îndece PNL are linie roșie impozitarea, deci cota unică, deci nu se pune problema să trecem la impozitare progresivă atâta timp cât suntem la guvernare acum, sau în viitor, și vom fi și în viitor la guvernare. Și doi, deci cota unică este linie roșie pentru Partidul Național Liberal. Nu renunțăm la acest lucru, pentru că aduce plus pentru economia României și s-a dovedit acest lucru și ajută foarte mult clasa de mijloc, care este cheia unei societăți dezvoltate. Iar doi, vedeți dumneavoastră, atunci când ai o companie și sunt multiple exemple care funcționează foarte bine, fie că e o micro companie sau este o corporație, sistemul bancar, băncile, îți fac oferte. Vin să-ți facă oferte, să te ia drept client. FMI-ul poate să treacă pe la noi, să facă diverse oferte, să ne facă diverse recomandări, dar nu considerăm altceva decât ca o companie care funcționează foarte bine și care primește de la diverse bănci comerciale oferte de finanțare. Nu e cazul. Nu avem nevoie de femei, nici nu vom avea nevoie. Mulțumesc. Economia României, din fericire, nu mai e în situația anilor 94-97. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră în exclusivitate, domnule Rareș Bogdan, europarlamentar și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, la știrile matinale de la B1 TV. De asemenea, a fost alături de noi tot prin telefon și domnul Gheorghe Șimon, deputat din partea Partidului Social Democrat.